Suceava, inaugurarea liftului de la spital s-a transformat într-un eveniment care a fost transmis chiar în direct la o televiziune locală. Este vorba despre clădirea veche a Spitalului Municipal Rădăuți, care a fost dotată cu un lift, iar conducerea a ținut Morțiș să dea o petrecere cu această ocazie. Clădirea veche a Spitalului Municipal Rădăuți a fost dotată cu un ascensor. Investiția a fost inaugurată în cadrul unei festivități la care au participat primarul Bogdan Loghin, directorul spitalului dr. Flaviu Sima, mai mulți medici din cadrul unității sanitare, reprezentanței firmei care a proiectat și executat lucrarea și mass media locală. Astăzi ne-am adunat aici pentru o zi importantă în cadrul Spitalului Municipal Rădăuți, deși este data de 13 ianuarie 2023, vrem să inaugurăm primul lift care va deservi incinta spitalului vechi, în principal secțiile de boli infecțioase și dermatologie. Suntem foarte mulțumiți că am reușit să realizăm acest obiect de investiții. Festivitatea de inaugurare a fost transmisă în direct de un post local de televiziune, iar protocolul a mai costat alți bani.